Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit pilaf cu pulpe de pui și pastă de bulion. Vă prezint ingredientele necesare. Cantitățile ingredientelor ce le voi folosi în această rețetă le veți alege dumneavoastră. Folosesc 3 pulpe mari de pui, pentru început 250 de ml de apă rece, 20 de ml de ulei de măsline, dumneavoastră puteți folosi orice tip de ulei doriți, pastă de bulion, orez cu bob rotund, am spălat foarte bine orezul până ce apa a devenit incolor. 2 cepe mari verzi, voi folosi doar partea verde, ceapa am tăiat-o rondele mari, un ardei gras roșu, ce l-am tăiat în cubulețe mari, un morcov mare, ce l-am tăiat în cuburi mari, o legătură de pătrunjel, după ce am spălat foarte bine pătrunjelul, l-am rupt cu mâna. O lingură mare de busuioc uscat, o lingură mare de mărar uscat, o jumătate de linguriță de turmeric, un vârf de linguriță de piper măcinat, 2 frunze mari de dafin și sare după gust. Vom pune pe foc cratița în care dorim să facem acest pilaf. Vom da focul la mediu, apoi vom adăuga apa, uleiul, sarea și frunzele de dafin și toată carnea. Așa cum v-am obișnuit, eu undesc tot timpul legumele și carnea. În cazul în care doriți să prăjiți această carne, veți omite apa. Le vom acoperi și le vom lăsa la foc mediu să se undească timp de 15 minute pe o parte, apoi vom întoarce carnea și le vom lăsa încă 15 minute și pe cealaltă parte. Cât timp se va undi carnea, am să vă prezint cum am tocat eu ceapa, morcovul și ardeiul. Vom tăia morcovul în 4, apoi îl vom tăia în cubulețe mari sau mici, cum doriți dumneavoastră. Ceapa, am tăiat-o rondele mari, deoarece eu doresc ca zarzavatul să se vadă foarte bine în pilaf. Dumneavoastră puteți să le tocați cât de mărunt doriți. Iar ardeiul, la fel, l-am tăiat în fâșii mari și cubulețe mari. Avem toate ingredientele pregătite. Din acest moment vom aștepta ca pulpele de pui să se undească timp de 30 de minute pe ambele părți. Voi cântări cantitatea de orez și am obținut 844 de grame de orez. Voi adăuga 4 măsuri de apă. Avem 1 litru 25 de ml de apă la 3 măsuri. Plus 362 de ml de apă, eu am măsurat orezul cu un pahar foarte înalt. Am cântărit orezul pentru a vă spune cantitatea exactă de orez ce o folosesc în această rețetă. I-am folosit 3 măsuri de orez. Cu ce cană sau pahar veți măsura orezul, cu aceeași cană sau pahar veți măsura și apa. În cazul în care dorim să fie un orez mai lichid, veți adăuga 2 măsuri și jumătate de apă la o măsură de orez. Cum eu nu doresc să aibă foarte mult lichid acest pilaf, voi adăuga 2 măsuri de apă la o măsură de orez. Au trecut 15 minute, vom da focul la minim și vom întoarce pulpele de pui. După cum vedeți, apa s-a evaporat, vom adăuga încă 250 de ml de apă rece, le vom acoperi și le vom lăsa să fiarbă încă 15 minute la foc mediu. Adăugăm ceapa, morcovii, ardeii și 250 de ml de apă. Vom amesteca puțin. Le vom acoperi și le vom lăsa să fiarbă la foc mediu până ce morcovul s-a gătit foarte bine. Voi verifica pentru a vedea dacă morcovul s-a fiert. Morcovul s-a fiert foarte bine. Carnea, la fel, s-a gătit foarte bine. Eu nu am adăugat apă absolut deloc. Vom adăuga tot orezul. Vom amesteca puțin. Apoi vom adăuga toată apa. Vom da focul tare, apoi vom adăuga pătrunjelul și toate condimentele. Vom amesteca puțin și o vom lăsa să fiarbă.
În momentul în care vedem că a început să fiarbă, vom amesteca foarte bine în acest pilaf, iar din acest moment fiecare îl va lăsa să fiarbă până ce va obține consistența dorită a orezului. După ce am amestecat foarte bine în pilaf, cât timp se va găti orezul, nu vom amesteca absolut deloc. Îl vom acoperi cu un capac și îl vom lăsa să fiarbă la foc minim timp de 10 minute. Au trecut 10 minute, vom gusta pilaful pentru a vedea dacă am obținut gustul ce-l dorim și dacă bobul de orez este gătit pe gustul nostru. Voi adăuga 2 linguri mari de pastă de bulion și 250 de ml de apă rece. Vom amesteca ușor. Așa cum v-am explicat la începutul rețetei, în cazul în care doriți ca pilaful dumneavoastră să aibă o consistență lichidă, veți adăuga cantitatea de apă ce o doriți. Îl voi lăsa să fiarbă la foc minim timp de 5 minute, apoi voi stinge foc. După ce am tocat varza, fiecare va adăuga ce cantitate dorește din ingredientele următoare. Piper măcinat, mărar uscat, ulei de măsline, sare, puțin oțet și puțină apă. Vom amesteca foarte bine, apoi o vom putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.